Noi vrem să protestăm aici la Fenosa, așa că nu puteți să ne interziceți să tăiem scările instituției pentru că prestați niște servicii. Vrem să vorbim cu Aliona Topciu, nu răspunde la telefon. Noi, sunt mântuit. Fac și vor, vrut să ne trimită pe scaun. Și de vorbă. Deci bătul, ștata, ziceau, dacă e consumat, plătește. Dar mă, tău n-ai consumat și de atâta nu vrei să plătești. Dar nu vreau să plătesc că n-am consumat, ea că îți spun că am martor. Și atunci când ți-a venit factura mai mare, te-ai adresat imediat? Am amețit. Și? Nici o reacție? Ei, nici ca când... Sunt că nici nu... Eu le-am sunat, ea că cum spun, că și ieri am sunat. Toate numerele astea și nu mi-au răspuns. Și a rugat un omuleam de aici din Chișinău că vin la mine și mă iei câte un bol de brânză, câte un suc de lapte și nu știu ce lucrea de la acolo. Și el l-a rugat și lui i-a răspuns. Dar ea nu mi-a răspuns. Și ea ca cu dânsul mă... Deci la numerele astea de pe factură suni? Sun și nu răspund deloc, niciunul. Ia câte lucru. Dar poate suni duminică, poate suni... În zi de sărbătoare? Ieri am sunat. În zi de lucru, marți. Ia că aici, da, ieri, ia că aici, un ceas, mă uitați special la ceas. Aici am sunat un ceas, aici am sunat un ceas, și mai este unde unul încă. Unde mai este unul tot cu... Nu m-au picăit și nici nu au vrut. Ia că este ea. Telefonul de pe factură, da. Da, ia că este. La tot am sunat și la tot special câte un ceas. Zâr și zâr și zâr și zâr și nică și gata, nică. Dacă și-i sunat lui Alexandru de la Chișinău. El avea suni și avea să ne răspund. Deci în sat vă ignoră, aici din oraș răspund. Suntem cu oamenii de aici, o-ți vină să facă proteste sau să-i dea judecat, dar și din sat cred că-s proști. Eu tot așa m-am gândit, eu tot așa m-am gândit, că el e din oraș și eu văzut că e din oraș. Dar pe mine dacă e la țară, dă-i. Ia că am ea sâmbătă. Da, sâmbătă. Am acolo un cunoscut. Și ne-a sunat. Sâmbățară el ne-a sunat. El lucrează aici, dar... A venit sâmbătă dimineața, când a venit acasă, nu a găsit lunină. Cazuiță de la un copac, acolo, la Sârbi, nu știu ce a făcut. Și îmi spune, și Nadiușa, că e bulgar, zvanil ăte numera, zvanil, zvanil, i nicio, nicăcui atvet. Zvanil bratul Chișinău, brat, zvanil, atvetel. Și închipă-i, Oleșca. Și zice, uite, eu am șadut sâmbătă fără lunină. Dar un sosed de la mine, deja pe știu casă, mi-a spus, zice, Pete, podăjdi, așteaptă că, zicea, să ei vin, dar uneori vin și noaptea. Și zice, tot noaptea n-am dormit, deloc n-am dormit, tot noaptea. Să vină să repare? Da, să vină să repare acolo, să tăiem crangă și ea și că e de la Măhălăjean. Și să ne... Restabilească curentul electric. Da, să ne restabilează lunina. Și ce-a venit tocmai duminică după aniață și s-a cerut iertare. Bun, măcar așa. Da, da, dar principalul, Oleșca, vezi cum iese. Dumneavoastră, a fost o doamnă Elena Certean la oficiul comercial? Am fost și ne-a trimis la Aliona Topciu și nu răspunde la 61036, nu răspunde. Da, acum Aliona vine peste 15 minute. E bine, o așteptăm și stăm ea ca pe scări și a ieșit omul și ala să ne alunge. Da, și abia. Spate, spate, noi putem să scoatem țuruiacul, am vrut să facem zgomot dacă nu ne dați voi, stăm pe scări, aia nu spate. Puneți-vă scaune ca să nu stăm pe jos. Nu e niciun scaun nicăieri. Acolo mă duci sub casă străină, dacă eu vin aici. Și Pete îmi spune că eu i-am spus lui, că eu tot am sunat când s-a întâmplat cu 877 și nu ne răspundea, dar cum i-am sunat lui Alexandru la Chișinău? Cum el a sunat și tot atunci mi-a răspuns. Cu 877 factura asta, cu 877. Da, cu asta când mi-a venit, aia asta. Ei, asta e cu 306. Ei, așa e cu 700. Când am primit-o deodată, cum am primit-o. Că noi primim undeva pe 19, 18, așa, la sfârșitul lunii. Și el îmi spune, aia tu răzvonil bratul, îi srazu at fetele. Dar eu cât am sunat, nu mi-a răspuns deloc. Ți închipui? Dar cât îți fac la țară, Oleșca, tu nici idei n-ai, și-și mai bag eu de oameni, dacă oamenii tac, rabdă, plătesc. Da, dar păi... E pe asta și contează, că oamenii nu știu legi, n-au unde să adreseze și scot banul de... Vând capra, vaca, că îți plătesc datoria. Ei au unde să adreseze, nu vor. Nu vor, e ca și pechidă. Ești mă, ta și folos că te-ai adresat la... Anrie și ți-a răspuns un tilă că ei, ai de plătit 1300 și îți plătești în 3 rate, da? Ți-a dat rate până în septembrie. Că eu controlat contorul, dar pe unde, când, cum l-a controlat? Și că l-a dus la Eloveni, dar și la Eloveni trebuia să-l controleze.
Apoșaniu spusi. Așa care nu e contorul, așa să-l controleze. Dar eu când l-a luat și l-a pus în culiocul așa, mă... Da, da, punga așa de plastic, așa, sigilată, da, cred, ca da, să nu la da, ea. Da, și ne-a dat ea ca dungușoară așa deasupra. Și eu zic, măi băieți, dar eu am înțeles că eu trebuie să-l duc la control. Nu tu, dar el zice, nu eu. Și așa la el o vin. Pe urmă știu, o două ori, trei zile, cât au venit, nu mai țin minte, că eu într-așa stare. Zic, cum așa? Au venit, ne-a tăiat lunina, nu-s acasă. La mama au tăiat lunina, nu e acasă. Ne pune să plătim așa sume, trebuie să plătim, dar cum spate, cât spate, nu, cât spate? Eu, cum ți-am spus, și tata și bătul, zice eu, ales bătul mai tare, că el postoian era cu mine acasă. Dar tata când afla ceva, știi, că mai încălcam ca copchii, știi, cum copchii. Când afla ceva, apoi ni sudie și ni șerpăie, aveau o deșeie, o... Ei, cum era cu, educația cur... în trecut, da? Da, da, cu rădeșele, știi, soldățească, dacă ții tu mine. Ele. Apcoșeia, ne jărpăne, dacă afla ceva, ne jărpăne, Doamne ferești, dar mama tare mult ascunde, ca copiii proști, fără minte. Nu ne dădem seama că nu trebuie de făcut, dar bătă postoianul, că el fără mine nu mânca, el fără mine nu sculca. Păi și-a venit la pușcărie tare, era așa, anul, Doamne, și-a ne răzut, dar așa mintios o om era. Ideea n-am. Atâta vreme îmi spune, bătului, ai folosit, plătește, dă, nu jăli, dacă te-ai folosit, dacă nu te-ai folosit, revoltă-te. Ia că așa îmi spune bătul. Și de tăi eu cred că și-am apucat de la dintre așa atâta vreme. Bună învățătură de la bunicul bătul. Da, chiar, chiar bună. Hai să mai sunăm o dată. Auzi că în 15 minute. Suni de armata la ea, da? Da, da.